graud, si menete graud brui de paur, sta por me te graud. Ascolta, ascolta, poporul meu iubit, răscumpărat în Golgota, cu să spânge spălat și curățit. Nu te teme de nimic, nici de valul, nici de furtun, nici de încercarea grea, că iată îs de partea ta și sunt corabia ta în mâna mea. Nu se confundă soval, că e în mâna mea și va ajunge la mal poporul meu iubit. Dar tu slujește-mă cu bucurie, simene te graud, brui de paut, stapor me te graud. Și dăm slava cuvenită și cinstea de tată. Și iată felul acesta, poporul meu, dacă te vei lupta, biruință vei avea, pace îți voi da în ziua cea mai grea. Biruință vei avea, că nici de cum nu te voi lăsa. Binecuvântat vei fi de mine, numai tu să asculți de glasul meu. Niciun pas înapoi, poporul meu, niciun lucru întinat să nu-ți cuprindă inima și cugetul tău ca să fii întinat. Păstrează-ți cugetul curat și inima curată și sinceră înaintea mea. Și nimic firesc și lumesc să nu fie în tine, poporul meu. Te vreau curat, te vreau sfânt, te vreau ascultător, ca să ajungi acolo unde loc ți-am pregătit, unde ai cunună care nu se vestejește. Tot ce vezi cu ochii aici jos, va veni o zi când toate vor trece ca cum n-ar fi fost. Dar iată ce va rămânea, faptele făcute în lumina mea. Acelea poporule vor fi rămase. Luptă-te mai mult să te apropii de mine, că va veni o zi în care tu de aici vei pleca și cu mine te vei întâlni. Și atunci ce vei face, ce vei spune în fața mea, dacă aici lupta cea bună nu te vei lupta? Cum vei răspunde când tu vei fi întrebat, ce vei face atunci în fața celui sfânt? Cu tot ce ți-am dat, te voi întreba ce ai făcut și cum ai lucrat. Aleluia, amin.